Studiile peste hotare reprezintă o oportunitate de dezvoltare multilaterală pentru cei care aspiră la o carieră militară de succes. Astfel, grație ofertelor internaționale, studenții militari au la dispoziție o gamă variată de instituții unde pot să-și fortifice cunoștințele profesionale. Despre experiența studiilor europene și asiatice, aflăm chiar de la cei care la momentul actual trăiesc această realitate. Republica Moldova are mulți studenți militari care sunt plecați pentru instruire peste hotare, respectiv ei trec etapa de regulă etapa de licență a studiilor. Avem pentru anul de școlarizare 2023-2024 locuri în Turcia, România, Grecia și Statele Unite. Aici sistemul militar pe care l-am cunoscut este diferit de cel din Republica Moldova. Studiile academice sunt puse pe prim plan, iar academiile militare de aici sunt strâns legate de sistemul universitar civil. Deci pot spune că practic zi de zi plec la universitatea care se află aici în academie. Studiile de aici au o durată de 5 ani, iar în general anul de studii este destul de complex și încărcat. Avem două semestre, iar în fiecare semestru 20 de examene academice plus examenele sportive. Ca oportunități, aici este un loc unde te poți dezvolta ca viitor ofițer în primul rând. Înveți o limbă nouă, o nouă cultură și desigur acumulezi cunoștințe noi. Îți faci diversi prieteni cu care vei ține legătura chiar și pe viitor în cariera militară. Ce trebuie de menționat este faptul că aici studiezi o profesie inginerică civilă la alegere, plus profesia militară de ofițer. După absolvire vei primi două diplome de studii și șansa de a reveni în Turcia pentru diverse cursuri profesionale. Mă simt bine știind că îmi reprezint țara și că cei apropiați mie se mândresc cu mine. Studiind într-o țară străină nu este deloc ușor, dar fiind aici am fost motivat să-mi ating scopurile. Am înțeles că doar cu perseverență poți să fii mai bun zi de zi și că trebuie multă răbdare pentru a termina cu succes o academie militară precum aceasta. Nu regret niciun moment din acest drum. Pot să spun că m-am născut să fiu militar, iar tatăl meu este motivația mea în această carieră. Procesul de învățământ este împărțit în 5 ani de zile, dintre care un an înveți limba, apoi 4 ani continui studiile împreună cu băștinașii. Datorită lor, poți atinge un nivel de vorbire al limbii grece aproape de cel nativ. Instruirea se face pe 4 trepte. În primul an, soldat. Anul 2, comandant de grup. În anul 3, comandant de pluton. Iar în anul 4, ajungi să fii instructor. Una din experiențele care mi s-a memorat cel mai mult, operațiunile maritime, cu implicarea forțelor speciale. Experiența acumulată m-a format ca persoană. Mi-a deschis noi orizonturi și m-a motivat să ating noi apogeuri. Și au pus bazele unei puternice cariere militare cu durata de o viață. Uitându-mă în spatele scurtei mele cariere, pot să zic sigur că aplicarea la studiile militare s-a meritat. Aș vrea să invit alți tineri să se încerce în acest domeniu de activitate, care poate părea foarte dificil la început și așa și este, dar care îți aduce o satisfacție și posibilitatea de a fi acasă, în primul rând, și a face ceva util pentru țară.